ce pot să spun, a fost un meci, un meci pe care l-am dorit să-l câștigăm. Am plecat de la început cu această mentalitate. Băieții au intrat foarte bine și pe ce am mizat, pe atitudine, pe grup, s-a văzut în teren. Am întâlnit o echipă, Helmanstadt, care din punctul meu de vedere este o echipă bună a campionatului, o echipă care joacă fotbal. Și după cum ați văzut, cred că a fost un joc deschis. Nu au fost momente în care, eu știu, s-a atacat dintr-o parte în alta. Tranzițiile au fost și de o parte și de cealaltă. Felicit băieții, felicit stafful, îl felicit pe Nae Constantin pentru tot ce a făcut aici la Petrolu. E o seară frumoasă pentru mine, seară debutul meu în prima ligă ca antrenor principal, cu o victorie contra echipei Helmanstadt, așa cum a fost și când am debutat ca fotbalist aici la Petrolu, tot contra lor, 1-0 a fost atunci. Da, sunt bucuros și... Dar de mâine începem un alt ciclu, așa că la treabă de mâine. Întrebări. S-a schimbat un pic concepția ta după cartonașul roșu luat de Irovișul. S-au schimbat datele probleme? Da, s-au schimbat datele probleme, clar. În momentul acela, vă dați seama că ei, la 2-0, ei au trebuit să atace. Noi ne-am aglomerat, am rămas tot cu 5 fundași, 3 plus Budescu. Și aici vreau să-l felicit pe Bude pentru meciul pe care l-a făcut, un meci extraordinar. Nu mai știu de când Budescu nu a jucat așa, cu atâta poftă, cu atâta determinare. A avut ceva în plus? Nu a avut nimic. La discurs, mare. Da, n-am avut discuții individuale cu toți jucătorii, asta este cert. Mi-am simțit că există dorință și, din punctul de vedere, nu am decât să-i felicit. Meritul este al lor. Asta. Nu s-a întâmplat niciodată, de când știu eu, ca la Ploiești să vină un antrenor și de la primul meci să-i fie scandalul meu. Niciodată. Da, le mulțumesc. Pe asta nici nu știu, este incredibil. Eu să spun ceva, am lăcrima puțin. Deci, m-am bucurat atât de mult, la un moment dat nu știam cum să mă bucur, să stau în genunchi. A fost emoții mari, încărcătură foarte mare, vă spun sincer. Presiunea este mare aici la Petrolul, este clar, dar această presiune pe noi ne motivează, mă motivează foarte mult, dar le mulțumesc tuturor suporterilor, tuturor celor care au fost astăzi pe stadion. Ne-au încurajat și la un moment dat, prin minutul 75, au făcut o atmosferă senzațională. Ăsta e Petrolul, ăsta e spiritul Petrolului. Asta le-am spus la pauză băieților, în vestiar am spus, ăsta este spiritul Petrolului, așa trebuie să arătăm. Florine, te așteptai ca la intrarea aceea la tine să primească galben Popescu? Nu, eu nu cred că a avut intenționat. Nu, și eu am stat puțin în afara zonei, dar nu cred că a fost intenționat. A fost doar așa. Dar ne-am lovit și a venit ceea ce îl scuze, dar am zis, nu, nicio problemă, stai liniștit. Nu, chiar nu e nicio problemă. Să rupă stadionul cu CFR Cluj, eu așteptam. Așteptăm, vă dați seama, și în seara asta așteptăm mai mulți suporteri alături de noi, dar oricum cei care au făcut o atmosferă senzațională. La meciul cu CFR totul e deschis, mizăm pe aportul publicului, ne dorim un stadion plin, vrem să facem un meci mare. Spune-mi, te rog, dacă în China există plecăciunea aia pe care ai făcut-o în fața suporterilor la finalul de meci. Da, există. Deci, practic, a fost un gest copiat, ca să spun așa. Nu neapărat copiat. Pentru că aici n-am văzut la nimeni. Nu copiat. Eu am făcut o reverență în fața suporterilor pentru absolut tot ce înseamnă, eu știu, suporterii petroliști. Ei au ținut în viață acest club. Aici, în momentul ăsta, eu am găsit aici la club o adevărată familie, cel puțin la nivel de staff, conducere. Din punctul meu de vedere nu am primit nicio problemă, totul este ok. Stafful meu m-a ajutat cu absolut tot ce trebuie, am avut o intrare foarte, foarte ok în echipă. La ce te aștepți până la urmă? La un punct la Constanța? Mă aștept să jucăm, să avem determinare să jucăm și când se termină meciul, sper să fim bucuroși. Revenirea lui Jair? Senzațional, Jair. Un jucător care, am spus lui Claudiu, nu știu cât pot să-l mai ții.
Nu știu dacă îl mai putem ține noi pe Jair. E un jucător fantastic. Am avut parte de vestiare bune cu jucătorii de mare calitate și în China vestiarul erau brazilieni care erau la un nivel foarte, foarte mare. Jair este unul dintre ei. E un fotbalist foarte bun. Jair ne-a recunoscut că l-a recomandat pe Jefferson, care a trebuit să vină zilele următoare. Da. Pot să vă spun că Pap deja a semnat cu noi. Mâine intră în programul echipei. Avem un program de antrenament cu jucătorii care n-au jucat. Ceilalți au refacere. Deci Pap de mâine este la antrenament la noi. Florin, ai simțit cutremurul? Ce cutremurul? A fost cutremurul? La noi. A fost. Nu am simțit nimic. Nu, unde am stat eu, nu, chiar nu am simțit nimic. Nu știu. Ce, ce. Tu din China, unde ai fost 4 ani. Sunt și acolo cu tremure, dar nu așa de magnitudinea care a fost în Turcia. Este incredibil ce se întâmplă acolo. L-ai văzut pe Papa acum? Da, am vorbit cu Papa. Îți place echipamentul pe care l-ai? Da, nu contează. El poate să îmbrăca orice. Important este să îmbrace tricor galben-albastru și să fac, să-și facă datoria. Nu am niciun fel de problemă ce se îmbracă ei, cu ce fel. Este... În ultima vreme, Papa n-a avut niște evoluții chiar apreciate. Da. Însă în Turcia a avut un nivel foarte bun, coborând spre bun. Îl poți readuce la un nivel bun? Eu am fost întrebat de situația lui Pap. Siguranță, răspunsul meu a fost afirmativ. Cred că Pap, în acest moment, poate să aducă un plus valoare echipei. Cu toate că astăzi Pașov a jucat în acea poziție foarte bine. Marius a declarat că a fost surprins că l-a găsit pe Pașov acolo. Este o căselnița mea. Okay. Mulțumim! Mulțumim.